Miercuri 29.2023, ora 13, suntem convocat pentru a participa la o ședință ordinară a Consiliului Local Orbeni, de sub acolo care se va desfășura în sala Marea Primăriei Orbeni, din satul Orbeni, strada lui Idei, numărul 200, Comuna Orbeni, județul Bacău, unde va fi supus analizei și dezbaterii următoarele proiecte, următorul proiect al ordinii de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.10.2023. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator primar Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale, Comuna Orbeni pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 11.12.2023, ora 13. Inițiator Popa Costache. Proiect de hotărâre privind 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SECE de gaz grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere rețea și 2. Brașamente gaze naturale, presiune redusă. Strada principală numărul 764, numărul 29 și 768, numărul 917, satul Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău, beneficiar Antonovici Gabriel Vasilică, inițiator primar Popa Costache. 5 diverse. Dacă sunt discuții, cred că e propus. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 31.10.2023. Sunt discuții, intervenții? Da, având în vedere că s-au corectat din comisii cele anunțate, în regulă. Mergem la puțin și pentru. Împotriva proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator primar Popa Costache. Da, nu s-a referat de specialitate și proiectul de hotărâre. Și având în vedere legea bugetului de stat pentru anul 2023, numărul 368 din 2022, a legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, legea 571 pe 2003 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, în de fundamentare a compartimentului de venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri și cheltuieli al UATI Orbeni va suporta următoarea rectificare. Pe partea de venituri nu s-au avut intervenții, la partea de cheltuieli. La capitolul bunuri și servicii burse a fost redus cu suma de 121 de lei, retras în baza adreților primite la Ministerul de Finanțe. La capitolul cultură, referire, cheltuieli de capital și vorba de alimentarea cu... La capitolul cultură, e vorba de suma de 249.000 de lei de 96, suma alocată pentru plata proiectului, cheltuieli cu proiectare pentru terenul cultural de la Scurta, dar suma pentru care am reprogramat-o, sau reprogramăm ca și plăți în 2024, având în vedere ordonanța privind reducerea cheltuielor și transferăm la capitolul 70, alimentare cu apă, pe cele patru străzi la Scurta. La obiectivul de alimentare, realizare semne alimentare cu apă și extindere rețea alimentare pe strada principală, Canton, Școlii, Bradului și Unirii și construire plus cartare, plus apă și cartare, și rezervor de 200 de metri cub. Cifrele pe care le cuprinde bugetul, pe total avem așa, la venitul propriu 1.240.075 lei, repartizate în trimestrul 1, 278.000 lei, 2, 291.000, trimestrul 3, 582.075 lei, trimestrul 4, 89.000 lei, la sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, total am 3.878.000 lei, repartizate în trimestrul 1.048.000 lei, trimestrul 2, 1.040.000 lei,
trimestrul 3, 970.000 lei, trimestrul 4, 820.000 lei, cote defalcate din impozitul pe venit. Total am 2.000-3.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 575.000 lei, 2, 3 și 4 sume identice, la capitolul subvenții de la alte nivele administrative publice, din care finanțate de ajupis 154.040.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 54.040.000 lei și în trimestrul 2, 100.000 lei, și sponsorizări 34.000 lei pe total, repartizate în trimestrul 2, 30.000 și în trimestrul 3, 4.000 lei. Total venituri propuse a fi realizate pe total am 7.310,15 mii lei, repartizate în trimestrul 1, 1.881,15 mii lei, la trimestrul 2, 1.961,75 mii lei, trimestrul 3, 2.057,50 mii lei, trimestrul 4, 1.409,75 mii lei. Pe total cheltuieli, 8.756,15 mii lei total an, trimestrul 1, 2.768,68 mii lei, trimestrul 2, 2.088,82 mii lei, trimestrul 3, 2.298,40 mii lei și trimestrul 4, 1.670,95 mii lei. Care astea ar fi cifrele? Să citesc proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venit și cheltuieli al Comunei Orben, luna noiembrie 2023. Este aprobat în vedere raportul compartimentului de specialitate al primării Orbei numărul 7010 din 2011-2023, referatul de aprobare al primării numărul 7011 din 2011-2023, adresa ANAF numărul 3118 din 3-11-2023, prin care se solicită diminuarea sumelor defalcate din taxa pe ora adăugată conform articolului 9 din ordonanța de urgență al numărul 90-2023, în baza prevederilor legii 1073/2006, modificată și actualizată în 2019, legea bugetului de stat pentru anul 2023, numărul 368/2022, în baza articolului 129, alineatul 1, alineatul 2, litera B și alineatul 4, litera A și articolul 196, alineatul litera A din OG numărul 57/2019 din codul administrativ, propune. Articolul 1. Se aprobă propunerea rectificării bugetului local, se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, după cum urmează. Cifrele nu le mai dau citire, cum le știți. Articolul 2. Se propune spre aprobare actualizarea și completarea listei obiectivelor de investiții cu suma de 249,96 milioane din excedentul anului precedent pentru obiectivul de investiții realizării sistemului de alimentare cu apă, extinderea rețelei de alimentare cu apă pe strada principală Canton, școlii Bradului Unirii, construirii puți captoare apă și rezervori de 200 de metri cubi în satul Scurtea Comunei Orben, conform anexei 1 la prezent. Articolul 3. Sunt înscris în bugetul pe anul 2023, vor avea baza legală de efectuare acestora și vor fi stabilite priorități cu modelare cheltuielor. Deci asta ar fi rectificarea care o supune spre atenția dumneavoastră. Dacă sunt întrebări, da, vreau doar să înțeleg un pic mecanismul ăsta cu articolul 2 în ce privește suma alocată pentru furarea puțului și lucrare de apă. Am înțeles că sursa de finanțare ar fi din excedent. Păi din excedent a fost alocație și la obiectivul respectiv. La proiectarea de la... Bun, pentru proiectul respectiv înseamnă că au rămas pe acest an fără finanțare. Exact. Pentru că proiectul a fost predat, a fost aprobat de către CNI, dar având în vedere prevederea... Indicatorii au fost aprobați. Și proiectul tehnic. Urmând, dar având în vedere ordonanța care a urmărat cheltuielile a noastră la final de an, toate proiectele în curs au rămas suspendate, reprogramate pentru anul financiar 2024. Parte din cheltuieli, așa cum scrie în ordonanță, cheltuielile care pot face urma asta să nu depășească media cheltuielilor efectuate în perioada ianuarie-septembrie. Deci, chiar dacă aș vrea să îl plătesc, dar și constructorul înțeles, și ceilalți constructori cu care avem în derulare proiecte, au înțeles că plățile astea nu le pot efectua ca și încălca prevederile legale. Motiv pentru care mă văd obligat ca sumele de bani pe care eu le-am prevăzut pentru diversitatea, să le redirecționăm acolo unde legea îmi dă voie să pot efectua plăți. Pentru că la alimentarea cu apă, în perioada ianuarie-septembrie, am sume mari de contate care îmi dă voie cele pe care am deritificat. De cât coeficientul de plată. Exact, exact. Deci, respect, corect. Nu am voie să anumite cheltuieli să le fac. Dacă în ianuarie, septembrie, nu am făcut plăți pe obiectivul de investiții care e derulat, căminul cultural. Mai avem acum cu gaz, cele patru străzi.
Am înțeles, le plătesc în 2024, o nouă configurație financiară pentru bugetul următor și asta e. Iar acum toate sumele, ca să le pot, să meargă și proiectul înainte, le adună de unde sunt surplusuri și nu pot efectua plăți și mergem în direcția, tot pe investiții, deci am curs în care legea permite să pot efectua plăți. De exemplu, două săptămâni de zile vine rezervor. Dacă timpul permite deja să lucrează sus acolo, de chiar dacă are de acces un pic mai greoaie, acum având în vedere ce se întâmplă afară, lucrările merg. Iar ele trebuie să fie de contract. Nu le contez acum, le decontez în 2024. Dar nu știu ce o să întâmple pe excedentul la final de an, având în vedere anumite, eu știu, prevederi legale. S-au mai întâmplat ca de an excedentul să fie la rezerva federală, ca să nu zic altceva. Și așa mai bine să cheltuie. Oricum banii ăștia trebuie să-i cheltuie, nu acum la anul cheltuie obligatoriu. Și ca să câștigăm timp și lucrurile să treacă, să nu punem dificultate nici constructorul care, mă rog, face niște reforduri financiare acolo și ce face el, face treaba asta. Da, eu am văzut la scale. Lucru care, cu care o să ne întâlnim și la ședința care spune, odată ce primim hotărârea din guvern, iar o să aibă loc o rectificare de buget și o să primim o sumă de bani. Nu pot preciza acum, dar nu știu. Direcția către investiții, știți? Suma? Sau? Tot la apă o să-i ducem majoritatea și o să asigurăm, în condiții în care primesc fundă verde, plata asistențelor și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap au pus în mai probleme. Să ne vedem pe 7 decembrie, n-am vrut să le plătesc. Pentru că nu sunt, știți bine, că tot am rectificat bugetul septembrie, octombrie, noiembrie, cu gândul că finanțele publice ne asigură diferența de plată, adică și nu s-a întâmplat. Iar acum o să primim banii, garantat o să-i primim. Sper să nu se întârzi fi decalaje între plăți, în teren de plată. Mă refer la cel 7, când s-o să ridice salariile. Chiar dacă se întâmplă zi două, asta e situația. Dar de acoperit, cred că de vor fi acoperite. Și restul, diferența care o să o primim, o să o dirijăm către această investiție. Tot cu alimentare cu apă. Când am în altă parte, unde când mă mai încadrez, vine cealaltă ordonanță care îmi spune stop. Și din dorința de a nu intra în conflict cu legea, facem ce trebuie făcut. Adică ușurăm povara bugetului pe 2024. Chiar dacă sumele care le transferăm azi acolo, la anul se vor regăsi. Trebuie să plătesc proiectul, trebuie să plătim la gaze. Încă mult mai mult decât ce aveam noi prevăzut, că aveam 117, parcă rețin bine la gaze. Da? La viitoare o să aduc și pe 117, că îi cuprindeam în materialul de astăzi. Dar discuțiile am avut zilele astea, că nici lucrurile nu e gata și am înțeles și el că... Da, că nu se poate. Și asta e treaba, n-avem ce face. Legat de diminuarea bugetului pentru bursele elevilor. Deci s-au făcut niște socoteli la nivelul Ministerului de Finanțe, au cerut situații de la Orbeni și acest s-au plătit, se părea că e în plus. S-au plătit, elevii s-au primit bursele. Da, nu sunt probleme, nu sunt plăți restante. Și în plus. Asta e un surplus, minus 121.000. E o chestie generală în județ. S-a făcut o analiză pe fiecare unitate în parte. Aici au discutat cu inspectoratul, după care au primit situații de la Orbeni și... Dar ați văzut de material că există adresa oficială de la unde scrie, nu de la noi putere, doamne ferește. Cam asta ar fi. Mai sunt întrebări. Dar nu spunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Orbeni pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău, S.A. din data de 11.12.2023, ora 13. Inițiator Popa Cotrache. Da, prin adresa 15.124, din 9.11.2023, am fost anunțați de către Compania Regională de Apă Bacău, S.A. în legătură cu organizarea unei ședințe ordinare a acționarilor a acestei companii, pentru data de 11 decembrie 2023 la ora 13, iar în cazul în care nu se va întâlni bonul, ședința se va reprograma automat a doua zi, 12 decembrie 2023, la aceeași oră. Pe ordinea de zi sunt tot puncte, o să-i dau citire. Aprobarea modificării contractului de mandat al administratorilor, urmarea inserării indicatorilor financiari și nefinanciari prevăzut în planul de administrare aprobat prin AGA numărul 1 din 29.06.2021, 2. Aprobarea componentei variabile cu venit administratorilor societății în cuantum de 6 indemnizații brute lunare, aceasta fiind acordată o singură dată pentru exercițiul financiar, conform prevederilor articolului 29 aliniatul 11
articolului 30, aliniatul 6, 37, aliniatul 2, 9, G 109, 2019, punctul 3, încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor, corespunzător punctelor 1 și 2, conform modelului atașat și desemnarea reprezentantului municipiului Bacău, respectiv al județului Bacău, Naga, CRAP, de a semna actul adițional la contractul de mandat al administratorilor în numele și pe seama CRAP, conform propunerii. Punctul 3. Încetarea contractelor de mandat ale administratorilor numiți provizorii și numirea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, din lista aprobată de către ADIP, Autoritate Publică Tutelară, prin hotărârea 17 din 27 a 10 a 2023 și înaintată CRAP în data de 30 a 10 a 2023, în adresa 1424 din 30 a 10 a 2023, urmarea finalizării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație declanșată conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2019. Punctul 5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație compuse dintr-o componentă fixă și una variabilă, astfel. Remunerația membrilor neexecutive ai Consiliului de Administrație va fi formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară de 6.250 lei, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională comunicat de INSE anterior numirii în concordanță cu prevederile articolului 37 aliniatul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului 109/2019. Președintele Consiliului de Administrație va beneficia de o indemnizație brută lunară de 6.650 lei. Remunerația membrilor executive ai Consiliului de Administrație va fi formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o indemnizație variabilă, astfel. Indemnizația fixă brută lunară va fi de 16.442 lei, încadrându-se în prevederea stipulată de articolul 37 aliniatul 3 din OUG 109/2011, fără a depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului de activitate, înregistrat de societate la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională comunicată de INSE anterior numirii. Punctul 6. Aprobarea modelului contractului de mandat conform anexei, precum și desemnarea reprezentantului municipiului Bacău, respectiv al județului Bacău, Naga, CRAP, și de a semna contractul de mandat al administratorilor în numele și pe seama CRAP. 7. Actualizarea actului ca urmare a numirii noilor membri ai Consiliului de Administrație și împuternicirea persoanei care va semna actul constitutiv rescris în acest sens în numele și pe seama societății. 8. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată. Acestea sunt cele 8 puncte din ordinea de zi. Ședința cu desfășurare, așa cum am spus și anterior, 11 și 12 decembrie la ora 13. Am atât cum am discus. Mulțumesc. Tot am ajuns la momentul numirii noului Consiliu de Administrație. Dumneavoastră, domn primar, care reprezentant al UAT-ului Orbeni, puteți să răspundeți și lor după din 2012 până acum o idee clară când suntem dat programul ăsta, de, când se implementează. Și stadiul licitației la UAT. Ultima discuție care am avut directul de la CRAP, doamna Unica, directorul adjunct, și managerul din proiect. Le-am zis că lucrurile sunt spre final și în jur de 10-15 decembrie a trebuit să fac contractul. Adică să desemneze o ofertă câștigătoare, să nu ajungi la partea financiară a analizei. Da. Eu spun ce mi-au zis săptămâna trecută. Și să speră că în decembrie, acum, între 10-15 decembrie, să semneze contractul. Da, din 2012... Să seama că toți suntem interesați. Suntem cotizația, suntem solidari idei, da. Dar ideea nu se mai finalizează. Cotizații la CRAB. Nu, general, idei nu e formată numai din fondul de venituri proprii. Suntem membri în POIB-ul ăsta, la DIS, o discuție. Da, suntem. Aici poate, în Consiliul de Administrație, cineva te-a vorbit și din partea oară. Imaginează că toată lumea își dorește ca proiectul ăsta să prindă viață. 2024, 24, 2 ani. Da, început. 22 de ani așteptăm apușcanul. Sperăm să se finalizeze. Alte întrebări. La propunere, domnule domn primar. Sigur. Votăm pentru propunere. Propunem pe domn primar. Da. Împotriva pe... Sperăm să declară oferta câștigătoare și să duc.
în limitul 1.23. Avizele sunt obținute, toate... Dacă nu, banii cine o să plătească în proiectul ăsta înapoi, în Uniunea Europeană? Noi ne-am rocit viitorul județului pentru următorii 50 de ani. Iar ei salarii și-au luat. Nu știu dacă ne ajută cu ceva critică asta aici. O cantitate de astra acolo, când mă duceți în cadrul ședinței. Păi am câțiva la ordine care... Eu, sincer, te-am semnat pe tine așa, mai evoluționat, să te duce acolo. Vom trece la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind cu aprobarea acordării cu titlu gratuit. Da. 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 Am votat. Cazul de care suntem reprezentantul ATEL. Ce nu vă fost? Cine nu a fost atent? Tu? Majoritatea. Bănesc că eram în dialog cu... În caz că nu știi, ești pierd. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării puterii de atrit a dreptului de uz și servitute în favoarea secției de gaz Gritie, S.A. Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere rețea și doi brașament gaze naturale, presiune redusă, strada principală numărul 764, numărul 929 și 768, numărul 917, s-a scurtat Comuna Orbeni, județul Bacău, beneficiar Antonovici Gabriel Vasilică, inițiator primar Bupa Costache. Da, cred că observați cum ați analizat materialele de comisie, că e vorba de extindere rețea de alimentare cu gaze, prin proiect depus de mai multă vreme, care acum au decis cei de la Delgaz ca să obțineți finanțarea și implementarea lui. E cu titlu gratuit. Iar noi trebuie, așa cum v-ați obișnuit, să punem la dispoziție vreo de 103 metri pătrați. 103,60 metri pătrați se acordă în dreptul de uși servitute ca să poată realiza investiția. Așa cum s-o cer la fiecare. Clar, referesc, mai repede este în cazul până 2035 în interzis cu folosirea gazului pentru încălzire. Gazul? Dacă tot, da. Dacă tot am început proiectul ăsta, să ne bucurăm, am urmărit că l-am folosit sau nu l-am folosit. Atunci, orice treabă la o țară, e bine. Am urmărit la treaba asta, de lume ce lucrurile pe strada Lumină și Biserice beneficiază tot de gratuitate, numai că au fost lucrări, din punct de vedere contabilicesc, amânate pentru perioada 2025, dar, mă rog, din demersul, din ce am făcut noi pe aici, lunice lucrările. Și nu vă cumpărați mașini electrice, că statul german nu mai finanțează programul mașina electrică. Și-au dat seama, încep, apar cu motorina și benzina eco. Luptele între cele două sisteme care vor să ne lase să zburăm pe sus, să trăim căldurul propriu, fără să mai apelăm la... Secizmi cu ea prin ele și pe carbin. Deci, vor trei vremuri de ele. Și încălzești imediat. Da. Mă rog, revenim la rămasele. Dacă ca să ar fi întrebări, dacă sunt intervenții la... Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Și dacă o să fie cazul și vom termina să gazul. Ce vom face noi? Vom arde noi. Asta adică să termine cazul ca și exploatare? Nu, nu, nu. Pământ, să adeu. Vine război. Hai să o bine. Vom arde noi. Dumnezeu știe. Păi, nu se cam vede. Cu toate astea nu se bat pentru democrație. Vorba cu ei. Ați auzit că ucranienii primi... Domnul știe. S-au prins că... Da, domnul milion jumătate. Nu, foarte bine, foarte bine, domnul știe. Din 10 milioane pe care le-a făcut Rusia import pentru piese de reparație avioane, de 1,5 milioane erau importuri din Ucraina, de la fabricile de care le-au creat. Adică ăștia se bat și cumpără de la ei piese de schimb pentru aviație?
lucrurile sunt așa de complicate, încât iar, încât de adică ei fac business în continuare, să murim ca proști, nu din ești de bun, din democrația. Acum vine la Valea, m-am știut toate lumea cu fermierii francezi, au venit în stradă, pe zahăr din Ucraina, le-au stricat piața. Se poate declara ședința în diverse mai greu. Diverse mai greu.